Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Iată-ne din nou live în platoul Canal 33. Suntem la Mr. Market, ca în fiecare joi seara. Sunt Bogdan Albu și în această seară am plăcere să-l am alături de mine în platou pe Cătălin Chivu, cunoscut om de piață, trader, investitor, coordonatorul unuia dintre cele mai de succes canale media cu tematică bursieră din România, Field the Market, și totodată a unuia dintre cele mai apreciate talk show-uri cu tematică legată de piață de capital din România. Te salut, Cătălin, îți mulțumesc pentru că mi-ai acceptat invitația. Te salut și eu, mulțumesc pentru prezentarea asta, putem să plecăm după o prezentare așa frumoasă. Am spus adevărul, asta e descrierea ta. În această seară mi-am propus să abordăm unele dintre cele mai interesante și dezbătute subiecte ale momentului, să spunem. O să începem cu cele mai importante știri ale zilei. Iată că Rusia reia furnizarea de gaze prin conducta Nord Stream, punând capăt speculațiilor din ultimele 10 zile. Ca urmare, prețul gazului a crescut cu 5% până la 154,55 de euro pe megawattoră. Cu totul, prețul a scăzut cu 14% în această săptămână, însă trebuie să reținem că am asistat la o dublare de la începutul anului în curs și o creștere de 4 ori de anul trecut. Creșterea de rate peste așteptări din partea Băncii Centrale Europene este al doilea subiect al zilei. Iată că Banca Centrală Europeană a crescut astăzi cu 50 de puncte de bază în loc de 25 cât erau așteptările pieței și ca urmare asistăm la o apreciere a monedei unice în raport cu dolarul american și la o scădere a piețelor sau unelor piețe europene de acțiuni. Unele piețe, cum am văzut și Italia, creșteau după acest anunț, Italia și după vestea demisiei premierului Draghi. ECB pune, iată, capăt astăzi unei perioade istorice de dobânzi negative, fiind prima creștere a ratelor din ultimii 11 ani, o strategie ce a ajutat Banca Centrală Europeană să navigheze o perioadă dificilă după marea criză financiară din 2008-2009, după criza datoriilor suverane și apoi perioada pandemiei COVID. Dar vom discuta pe larg în continuare. Pentru început o să rog pe colegi să ne ajute cu primul grafic pe care l-am pregătit pentru seara aceasta, și anume, iată, indicele american S&P 500. Discutăm și despre creșteri pe piața americană. Marți, creștere de 2,75%, miercuri, joi, sesiuni verzi, dar marcate de incertitudine, avem acele lumânări scurte cu așa numitele mustăți. Iată că în Statele Unite indicele S&P 500 a scăzut în primele 6 luni ale anului cu 17,5% la nivelurile de astăzi, la orele prânzului, deci teoretic nu mai sunt îndeplinite condițiile de piață bear, deși presiunile de scădere încă există. Mai sensibil la mișcările de politică monetară, indicii Nasdaq, Composite și Russell 2000 înregistrează scăderi de aproximativ minus 25%, aflându-se în continuare în teritoriul bearish. Și o să vă rog să mă ajutați și cu graficul următor, un grafic interesant care aparține profesorului Robert Shiller, pe care l-am preluat din Wall Street Journal, și anume evaluările companiilor din indicele, din componența indicelui american. Ne uităm la evaluările acestor companii care au scăzut, iată, mai puțin abrupt decât în doar două situații din istorie, respectiv Bula.com și situația din 1929. Analiștii sunt de părere că există loc de scădere și în continuare, respectiv de reglare sau de ajustare în jos a acestor evaluări, în timp ce o altă parte a analiștilor se uită la semnale legate de piața obligațiunilor, văzând oportunități de creștere sau de revenire a bursei americane în perioada următoare. O să vă rog să ne afișați și graficul următor. Cred că ne uităm la DAX astăzi. Cum spuneam și la început, majoritatea indicilor europeni
au scăzut inițial, acum erau pe creștere după ședința de politică monetară a Băncii Centrale Europene. Europa a închis ieri în ușoară scădere, miercuri investitorii analizând politicile monetare, datele economice și rezultatele financiare ale companiilor. Indicele DAX s-au oprit ieri fix pe media mobilă de 55 de perioade, cu roșu, acea medie cu roșu în graficul nostru, o medie utilizată de trader în mod frecvent în strategiile lor. Astăzi, așa cum spuneam, este la aceste ore în ușoară apreciere. Indicele Eurostoxx 600 a crescut și acesta. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate ieri, cel puțin, de acțiunile din sectorul bancar și cele auto. Indicii europene au scăzut ieri în medie cu 2%, indicele italian al bursei la Milano scăzând mai mult, cu 5%, pe fondul acestor incertitudini legate de criza politică din Italia. Însă scăderile bursei italiene s-au inversat, însă în timp ce toate publicațiile financiare din lume au ca headline demisia premierului italian Mario Draghi. Haideți să ne uităm și la BET, graficul următor. BET-ul la 12.175 de puncte. În România indicele s-a apreciat în această săptămână cu 2,16%, înregistrând o scădere de la începutul anului de 6,78%. Am mai discutat în anterior despre companiile energetice din BET și aș dori, Cătălin, să te întreb de data aceasta despre sectorul imobiliar, însă înainte de a trece la acest sector și la BVB, aș dori să începem cu o privire de ansamblu de la nivel macro, respectiv America, Europa, România, bursa locală și apoi poate reușim să ne concentrăm un pic și asupra companiilor din sectorul imobiliar prezente la BVB. Cum vezi aceste evoluții pentru perioada curentă și restul anului, mai exact? Asta ne-ar interesa în primul rând. Să plecăm de la graficul ăla cu S&P, că spuneai tu că a fost o scurtă perioadă în bear market, câteva zile doar, că depășise 20% și scădere și a revenit. Evident că e dificil de prognozat și vedem diferite analize, că de fapt scăderea adevărată de acum va începe, pesimiștii sau cei care poate sunt short cu toți banii, că s-a stabilizat aici și vom vedea o evoluție poate în scădere mai mică urmată de reveniri, deși e un atributele unui bear market, dar eu aș spune un trend descendent. Revenirile sunt foarte puternice, da? Se vede 2 și ceva la sută, chiar avem și intraday variații de 2-3%. Până la urmă, eu cred că vom evolua, niște range-uri, nu știu dacă ăsta e minimul, 3700-3600, posibil să ajungem la 3500, nu văd deocamdată mai mult, deocamdată. Dar nici în sus nu e loc foarte mult, pentru că, într-adevăr, revenind la perspectivele macro, știm foarte clar, inflație record, da? 9,1%, 40 de ani, nu s-a mai pomenit așa ceva. Vedem un Federal Reserve care luptă contra inflației, sacrificând, practic, creșterea economică, au și spus-o, și ne așteptăm acum la o creștere de dobândă săptămâna viitoare de măcar 0,75%, s-a vorbit de 1%, se vorbește iar de 0,75%. Ții minte că data trecută, când a fost 0,75%, se vorbeau de 50 de basic points înainte, luate în calcul. După aia, în weekend, deja luni, s-a vorbit de 75 de basic points și imediat, miercuri, piața a așteptat, de fapt, și a avut o reacție pozitivă pe moment. Deci asta sunt perspectivele. Întrebarea e dacă va fi recesiune în Statele Unite. Se vede sectorul imobiliar, normal că nu mai poate să țină pasul ăsta, dar nu sunt probleme deocamdată, se vede o piața muncii solidă și economia americană, care anul ăsta o duce bine, o va duce bine. Recesiunea, dacă cumva va fi la anul sau semestrul 2 al anului viitor, nu se știe exact. Vom vedea cum vor reacționa practic companiile la aceste creșteri de dobândă, practic, pentru că vârful inflației cred că
cam aici va fi sau a fost sau... sau acest, în cadrul, în cursul acestui an, cel puțin asta am văzut. Cu siguranță ar putea să avem o plafonare acum, poate o altă creștere la toamnă, deși nu cred. Cred că la americani vom vedea un vârf perioada asta, chiar acum în citirea următoare sau două citiri și după aia se va plafona, va scădea ușor. Nu cred că vom avea un double bottom ca să, sau double top, mă rog, la inflație. Ca să concluzionez, în Statele Unite, deci până la urmă rezultatele companiilor ne vor spune ce se va întâmpla și avem acum început sezonul raportărilor. Raportări care sunt conforme cu așteptările, chiar poate mai bune, unele nu mai sunt acele așteptări. Mai știi că mă uitam, pandemia a inversat totul și a făcut ca analiștii să nu mai știe ce să prognozeze, nici companiile, și revenirea de după pandemie de anul trecut au bătut companiile veniturile și profiturile cu 17-18% în medie, deși media era undeva 3-5%. Acum s-a revenit la acel un upbeat de 3-5% dacă e. Deci eu spun că vom vedea mai degrabă în trimestrul 3 ce se va întâmpla cu dobânzile astea mari și cum vor fi afectate veniturile și profiturile. Nu uităm că, adică deja vedem de acum că dolarul tare afectează companiile care au exportul, exportă, să zic așa, și, da, și produc și în alte părți. Asta e o problemă, deși politica dolarului tare a cam fost dintotdeauna la dolar, nu e ca la alte, ca la alte monede. Dolarul întotdeauna a fost până la urmă tare, fiind moneda de rezervă a lumii. Deci cam asta e. În Statele Unite, eu zic că stă cel mai bine din tot ce ai spus tu și față de Europa. Nici România nu stă momentan foarte rău, dar să vedem ce va veni. România oricum nu se așteaptă la ceva rău, că ei nu prea au educație financiară și ai văzut. E o veselie întreagă acum la noi. Nu se gândește nimeni la perspective. Dar Statele Unite e ok și borsa nu cred că va mai scădea mult. Dacă va scădea, eu cred că vom avea niște range-uri care la un moment dat chiar vor deranja. Ține bine, bursa locală chiar vor deranja. Pe acest sector imobiliar, pentru că vorbeam că în cursul emisiunilor anterioare am discutat despre sectorul energetic, însă iată doar 4 companii care reprezintă acest sector la Bursa de Valori București, dintre care 3 companii înregistrează scăderi ale acțiunilor în 2022. STK Property s-a listat la jumătatea acestui an, iar Star Residence Invest și One United Properties anul trecut. Cea mai veche companie imobiliară care a intrat la cota bursei din 1996, bineînțeles Impact Developer and Contractor, PE pentru One de 20,2, iar pentru Impact de 166,22. Impact înregistrează o scădere de 13,7% în acest an, One minus 0,46, Perulaje însă de 148 de milioane de lei. Star Residence Invest este un REIT, o companie mică, ce are o capitalizare de numai 13 milioane de lei, un vehicul mic de investiții, ce are drept scop acordarea de drepturi, de dividende din închirierea a 14 apartamente și 26 de parcări din complexul Greenfield, ce aparține Impact Developer. Datele ne sunt furnizate de către Ziarul Financiar în ediția de luni 18 iulie. Vreau să discutăm un pic și despre acest IPO, dacă ai parcurs datele legate de IPO-ul Meta Estate, care va avea loc în luna august, din câte am... A început deja. A început de ieri IPO-ul. Au fost niște oferte, niște plasamente private anterior. Au fost niște runde de finanțare, exact, plasamente private, okay. Și acum e un IPO în care ei doresc să atragă vreo 25 de milioane de lei. A început de ieri, dacă nu mă înșel, da, și ține până vor... Ei speră să atragă suma asta, să vedem, după o zi, două zile, erau vreo 2 milioane și jumătate, ceva de genul ăsta. E și o perioadă dificilă. Apropo de REIT, seamănă cumva ce fac Meta Estate Trust. Ei dispun de fonduri și
investesc în proiecte diferite și cu randamente destul de bune. Pare foarte interesant în sensul în care poate să obțină la discount, să obțină niște discounturi mari și atunci oferă doar 20% din sumă și după aia îi vând totul și recuperează. Pare interesant. Nu avem un produs de genul ăsta și e o combinație. Ce spuneai tu de acel REIT e foarte mic, avem Impact, o companie veche de când bursa, da, și am văzut și la ei niște proiecte extrem de interesante acum și au făcut și ei niște majorări de capital și poate să fie o investiție profitabilă, pentru că românii, de fapt, dacă nu, și nu investesc pe bursă, e clar, dacă nu țin banii la bancă, bagă în imobiliare. Ori că în imobiliare nu trebuie să ai școală, deși eu zic că e important, mai ales în condițiile astea, cum îți faci calculele, e o întreagă discuție, nu sunt eu specialist, dar știu că mulți care au bani la noi investesc în imobiliare, începând de la fotbaliști și terminând cu cântăreți și alții. E o alternativă asta, pentru că în imobiliare trebuie să faci tu calculele, să ții socotelile și să conduci practic, că e un business dacă ai mai multe. Așa, investițiile, iată, le asigură specialiștii și tu poți să investești, ba până cu Meta, ba cu direct la Impact, ba la One, cu alte proprietăți, care se adresează unei alte clase eventual. Deci sunt niște investiții în momentul ăsta, în perioada asta, destul de atractive, să spunem așa, mai ales când bursa scade sau randamentele nu sunt cele așteptate. Da, și iată că în anul 2021 avem un număr record de locuințe noi finalizate, și anume 71.405, cel mai mare număr de locuințe noi finalizate în oricare dintre anii de după 1990. Unii analiști care urmăresc sectorul de real estate sunt de părere că vom asista în continuare la o creștere a prețurilor cu 15% în medie pe parcursul acestui an. Haideți să zicem că 2022 va fi un an de tatonare și de expectativă. Însă mă gândesc la ce am putea oare să ne așteptăm din dificil 2023. Spus, credite scumpe. Da, avem, da. Asta e o problemă și acum, până la urmă, atâta timp cât vor fi bani, băncile vor da banii, piața va merge. Dacă nu, se va plafona. Nu cred într-o scădere cum a fost la criza precedentă. Erau alte condiții din piață. Să nu uităm că acum salți banii în România și să, evident că dezvoltatorii și companiile și cei din domeniu spun că poate să fie volatilitate pe termen scurt, dar pe termen lung, cu siguranță, prețul va crește, deci poți să câștigi, iată, din aceasta. Alții care văd peste tot numai crize, evident, spun că se va ajunge la o bulă și va scădea totul, se va prăbuși. Nici vorbă, nu, adevărul nu e undeva eu. La... Nu. E clar că pe termen scurt avem, e posibil o stagnare și depinde foarte mult de zone cu piața imobiliară, pentru că nu e peste tot la fel. E nevoie de imobile noi, indiferent că sunt rezidențiale, că sunt comerciale, pentru că să nu uităm, noi avem foarte multe blocuri de pe vremea lui Ceaușescu care la un moment dat, ca să spun așa, expiră și fizic și moral, nu? Și la un moment dat astea trebuie înlocuite, nu toți românii vor să se mute la într-o locuință nouă. Și evident va fi cerere tot timpul. Acum depinde de la caz la caz, la sezon la sezon. Sunt perioade, evident că nu va crește foarte mult acum și investițiile imobiliare poate sunt mai riscante în momentul ăsta decât erau acum un an, nu, evident. Dar asta nu înseamnă că orice investiție e riscantă la un moment dat. Dar pe termen lung, cu siguranță vor crește în continuare prețurile. Ne uităm la Europa, nu la ce prețuri sunt acolo și tu știi foarte bine. N-am vorbit de Europa, de macro în Europa, că și poate revenim, că acolo e situația mai gravă. Discutasem despre, ai atins subiectul politicii băncilor centrale și despre Fed și despre și Banca Centrală Europeană. Și iată ce fac Banca Centrală Europeană astăzi. Da. Da? În sfârșit, după 11 ani, măresc și ei rata dobânzii, mai mult decât se aștepta piața, dar și aici e cu subtitlu așa, pentru că piața se aștepta la 0,25, dar de fapt de câteva zile se cam vorbea de 0,50.
Și e o situație asemănătoare și cu ce am văzut în America în ultima... Da, numai că iată e caltul dintre politica monetară și dobânda Federal Reserve și a Băncii Centrale Europene se mărește în continuu. Pentru că dacă până acum America era la 1,75 și Europa la 0, s-a redus cu 0,5 acum, dar urmează săptămâna viitoare măcar un 0,75, deci încă un plus. Dar analiștii nu exclud nici 1%. Da, deci măcar 2% e cartul va fi, dacă nu 2,25 și ăsta va crește. Deci iată și o explicație absolut logică și simplă a aprecierii dolarului față de euro. Nici nu trebuie alte discuții. Evident că mai sunt, dar asta e cea mai clară. Pentru că am vorbit și despre imobiliare și despre dobânzi și știm clar că această zonă este impactată puternic de dobânzi. Vedem că roborul la 3 luni, iată, 7,14% luni, de la 7,09% vineri, în creștere, și Banca Națională a avut o politică de creștere a ratelor în mod constant. Cum estimezi sau ce vezi aici în perioada următoare din partea Băncii Naționale? Banca Națională, dacă înainte a surprins analiștii și economiștii că a crescut doar cu 0,25 în primele măriri de rată de anul ăsta, iată că după aia i-a surprins mărind pasul foarte mult, 0,5, 0,75, iată 1%. Dintr-o dată am ajuns la 4,75 suntem și nu e exclus să ajungem la 6 până la finalul anului. Deci ar mai urma un 1,25, să zicem, vreo 3 ședințe, clar, vor mări, poate nu cu 1, cu 0,75. Și aici e cartuie mare față de băncile centrale din zonă, din Cehia, din Polonia, din Ungaria. În Ungaria e dezastruos, a slăbit forintul foarte mult. Leu e cea mai stabilă monedă din regiune. Dacă să glumim puțin, e cea mai stabilă monedă din lume, din lume, nu din regiune, pentru că față de euro, e practic, nu s-a depreciat absolut deloc. Acum, mă rog, se depreciază euro și evident a slăbit și leu față de dolar, dar asta e altă discuție. Deci Banca Națională știe cum să țină în... Are o politică pe care merge și speră să ajungă la mal cu ea, dar nu e ajutată de decidenții, de executiv, nu e ajutată prin politicile fiscale absolut deloc sau cele economice. În fine, aici fiecare are părerea lui, dar e clar că România are probleme și la un moment dat avem 15,1% inflație. Poate mai mult, spun mulți. Evident că în anumite sectoare și o simțim noi, la alimente, la energie, dar asta e, noi suntem obișnuiți și va trebui să ne o mai ducem așa. Spre deosebire de Statele Unite, nu cred că am văzut vârful în România sau îl vom vedea acum. E posibil să-l vedem la toamnă, când iar se va mai scumpi energia, din păcate. Și atunci va fi foarte greu să vedem statul ce măsuri. Apropo și de măsurile astea de sprijinire a populației, tot bâlbâite, aruncate, așa, nu e o coerență deloc. Pentru că cred că sunt mulți care nu se pricep și atunci normal că nu ai coerență, pentru că o politică coerentă și se știa de la început. Adică, mă rog, analiștii, economiștii, toți au știut că inflația va crește, dobânzile vor crește, că războiul va amplifica mișcările astea. La noi se vorbește doar că e vina lui Putin, că altfel totul era perfect dacă nu era Putin. Deși inflația creștea, știi foarte bine, de anul trecut și urma să crească, pentru că pandemia a făcut ca... O dată avem banii aruncați în piețe, da, care au dus la inflație la un moment dat, logic, dar pe de altă parte a scăzut consumul foarte mult și când s-a revenit atât de puternic încât, iată, blocaje în lanțurile de aprovizionare și creștere de prețuri aici, normal, până la urmă, lipsa de... nu s-a mai reglat cererea cu oferta. Deci era logică, nu trebuie să fii mare specialist, mare economist, dar la noi asta e problema și... Nu știu ce se va întâmpla, dar deocamdată PIB-ul și creșterea economică și asta, iată, când lumea e pesimistă și economiștii pesimiști, România surprinde, nu știu cum. O să discutăm despre creșterea PIB-ului și evoluția pentru perioada următoare după o scurtă pauză publicitară. Am revenit cu discuții pe fiele despre trenduri.
informații importante pentru pielea noastră, Mirela. Trebuie să vorbim neapărat despre tendințe, pentru că încă suntem la început de an și tendințele sunt întotdeauna foarte, foarte importante. Astăzi este despre relațiile dintre părinți și copii. Vom discuta despre planuri de participare a salariaților la profit, cu decontare în bani sau în acțiuni. Vreau să știe toată lumea, presa nu se face doar în București, că presa adevărată nu este doar în centru. În seara aceasta o discuție despre geopolitica marilor puteri în Asia Pacifică. Mi se pare că vremurile pe care le trăim ne impun cumva să ne apropiem de științele vieții din ce în ce mai mult. Astăzi mi-aș dori să vorbim despre a trăi viața. Despre inteligența emoțională, ce este, cum se măsoară inteligența emoțională. Există un timp al poveștilor, iarna, că nopțile sunt ani de lungi și ai vreme și să lucri și să stai la cuvânt. Suntem atât de legați de tot ceea ce se întâmplă pe cer, dar mai ales suntem legați de traseul lunii. Astăzi vom discuta despre inovație, despre pedagogie, despre arhitectură și despre tehnologie. Despre postul cu apă. De fapt, ce înseamnă postul cu apă? Vorbim despre noua lege a vânătorii, despre care sunt implicațiile acesteia. Ce-i de făcut ca să reușim să mâncăm sănătos? Să mâncăm? Despre reuniunea... Suntem live la Mr. Market. În această seară, în platou alături de noi, domnul Cătălin Chivu. Discutam despre PIB și despre estimări și despre dinamica PIB. Iată că Comisia Europeană a modificat prognozele de creștere economică pentru România de la 2,6% la 3,9% în 2022, pe fondul creșterii surprinzătoare din trimestrul 1 de 5,2%. Cei de la Raiffeisen Bank estimează o creștere economică de 3,8% pentru anul 2022, iar FMI estimează 4,5%. Iată că românii consumă, salariile au crescut, nu cât să acopere inflația, însă clar au crescut. Această creștere fiind susținută ca și până acum de consum. La ce am putea să ne așteptăm dacă discutăm despre economii post-pandemie în scădere, Rusia care ba dă drumul, ba închide aceste conducte. Până la urmă a dat drumul. Nu? A dat drumul astăzi, da. Iar nu știm dacă aceste companii europene mari din Germania, dacă vor putea să producă în același ritm în restul anului. Care ar fi scenariul pe care îl consider ar fi cel mai plauzibil pentru anul acesta în ceea ce privește creșterea economică, să zicem, în Europa și în România? E la ghici, că am vorbit și cu macroeconomiști, vorba aia de specialitate, și spuneau că nu prea înțeleg ce se întâmplă și e greu să prevadă. Deci dacă specialiștii nu știu, pentru că e incertitudine mare și incertitudinea e de anul trecut, dar cu războiul ăsta care... Vezi, și cu războiul ăsta e interesant, că el se poate încheia mâine dacă decide Putin, da? Probabil, că bănuiesc că nu cred că Zelenski nu va fi de acord și vor năvăli peste ei, nu la un... Dar teoretic acum toți s-au obișnuit și își fac scenarii că va dura luni bune de acum, măcar până la finalul anului, dacă nu mai mult. Și atunci e foarte greu de spus, pentru că Rusia poate să taie oricând gazul, dar avem și petrol, avem și minereul și, să spunem, energie, așa. Dar singurul lucru bun sau un lucru bun e că Europa în sfârșit ia niște decizii pe care fi trebuit să le ia mult mai demult.
Da, și acolo e birocrație mare la Bruxelles, sau cred că și de acolo am învățat noi. Și iată ce s-a întâmplat. Și acum suntem foarte dependenți. Dar se construiesc terminale în Marea Baltică pentru gaz lichefiat. Iată, țări baltice, Polonia, fiind mai aproape și știind care e treaba cu Rusia, s-au pregătit din timp. Se reia iartă cu cărbunele, s-a renunțat la nuclear, se reia. E o nebunie. Dar până la urmă Germania va trebui să reușească în 2-3 ani să reducă simțitor aceste importuri, pentru că zic Germania pentru că ea e motorul Uniunii Europene și în general la zona euro nu mai vorbesc și ne afectează foarte mult pe noi, pentru că noi avem relația comercială cu Germania cea mai dezvoltată și dacă Germania a strănut, noi am făcut gripă gravă, da? Deci aici e incert, nu știu ce să spun, va fi o iarnă grea. Se și ajunsese cu consumul ăsta și cu nivelul de ăsta, deși vorba aia, plecând de la mâncare, da? Aruncam mâncare, ne permiteam orice, bani ieftini peste tot, mergea aerul condiționat, stăteai la 18 grade sau făceai căldură la 30 și ceva de grade. Nu e normal. Într-adevăr, așa trebuie. Nu știu românii cum se vor obișnui, că românii nu prea au simțul ăsta civic și nu prea sunt cumpătați, vorba ta, iată. Până la urmă, la noi de-aia crește PIB-ul, că românii nu sunt cumpătați. Și consumă mai mult decât ar trebui, poate. Și asta e bine pentru economie, dar economia are niște dezechilibre majore. Nu știu cât o să mai țină lucrul ăsta. Adică trebuie să ne educăm și noi puțin, să fim mai cumpătați și să trecem peste iarna asta. Va fi un moment dificil pentru Europa. Dacă Germania intră o recesiune puternică, va fi recesiune gravă peste tot și nu vorbesc că vor mai scădea bursele, evident că vor scădea. De altfel se și vede dinamica, e altă evoluție pe piețele europene, am avut o prăbușire la război, o revenire și acum e un fel de double bottom, suntem tot acolo. La americani e cu totul altceva. Acum nu știu ce se va întâmpla, dar nici nu sunt foarte pesimist, dar nici optimist n-ai cum să fii, mai ales că vine iarna. Nu? Eu sunt în general optimist primăvară. Haideți să ne uităm puțin și la câteva grafice. Ne interesează să privim evoluția monedei naționale în raport cu cele mai importante valute. Și o să începem, bineînțeles, cu euro-dolar, pentru că de aici pleacă totul. Iată că astăzi, cred, acest grafic l-am salvat după ce s-a anunțat decizia. Ulterior a crescut și oricum crescuse de câteva zile, că ajunsese la paritate, a fost acolo câteva ore, o zi, dar normal, e și un suport, e cel mai super psihologic suport de pe piața Forex, nu? Euro, dolar, 1. Sunt cele mai tranzacționate monede. Paritate se întâmplă, vorba aia, din an în Paște. Deci iată că suntem acolo. E posibil să continue, pentru că e cartul încă o dată. Asta face. Fluxurile de bani normal că au randamente mult mai mari în dolari decât în euro. Plus că ce vine în zona euro, iată ce am comentat, stă mult mai prost economic, perspectivele sunt mult mai rele și atunci ce va face Banca Centrală? Va crește dobânzile? Nu! Când va fi dezastru, Doamne ferește, și recesiune. Și atunci iar se vor mări cartele și se va duce probabil la 0,96. Nu asta e important unde e euro-dolar, ci important e să trecem peste perioada asta. Deci momente grele pentru moneda unică europeană, dar și pentru yenul japonez. A fost și ședința Băncii Japoniei. Foarte ciudat. Azi dimineață, toate băncile centrale cresc dobânzile cu 0,50, deja 0,25 nu mai crește nimeni, e prea puțin. 0,50 e un pas normal și la fiecare ședință, nu s-a mai întâmplat de mult, ca la fiecare ședință 0. Banca Canadei cu 1% a crescut, cu 100 de puncte de bază. Banca Japoniei nimic, liniște și pace. Ei au o politică inversă, sunt pe contrasens, pentru că la ei inflația e 2 și ceva. Până și Elveția, unde a crescut inflația la 2,9, au crescut rata dobânzii cu 0,5%. De la minus 0,75 au ajuns la minus 0,25, atenție. Japonia stă la minus 0,10 de ani de zile și acolo va sta. Și a spus că dacă e nevoie, ei cumpără în continuu titlul de stat. Ei sunt
până în... N-au ajuns, n-au atins să spunem bottom-ul ăsta și să înceapă. Deci, va fi interesant ce se va întâmpla cu monedele, dar asta e tendința pe euro-dolar. Într-adevăr, am văzut că mulți analiști estimează încă de la acest nivel o scădere a monedei unice europene cu încă 10%, deci asta însemna un 0,9%, după ce euro s-a depreciat deja cu 17% de la începutul anului. 0,96 cred că e o țintă pe care o vom vedea în câteva luni. Mai departe nu știu și n-am... Da, cu siguranță odată cu următoarea mutare din partea Rezervei Federale, cam la asta ne așteptăm. Haideți să ne uităm și la evoluția monedei locale în raport cu principalele valute și următorul grafic avem, iată, euro-ron. Aici nu sunt multe schimbări. Da. În fiecare din ultimii ani, cu 600 de pipi se deprecia ronul față de moneda unică europeană și se trecea la alt palier și, mă rog, erau alte diferențe, dar de fapt se deprecia cu mai mult, dar variații în cadrul unui an erau de 600 de pipi. Da? Anul ăsta e bătut acolo, 4,94, 4,95, nu s-a mai clintit de acolo, da? Plus minus. Și însă, nu e și o medie fel, mobilă acolo. Da, însă nu la fel stau lucrurile atunci când vorbim de dolar. Păi. Și o să-i rog pe colegi să ne ajute cu următorul grafic. Iată, aici avem... o evoluție cu totul diferită. Toată această depreciere a leului în raport cu dolarul american, care bineînțeles are legătură și cu deprecierea monedei unice în raport cu siguranță, cu dolarul. Dar leul și aici stă bine comparativ cu, să spunem, iată, yenul japonez sau altele care s-au depreciat foarte mult. Deci e o tendință generală, indexul dolarului la maxim ultimilor 20 de ani, deci nu e din vina leului, să spunem așa, deși la un moment dat s-ar putea în anul viitor și în anii viitor să se deprecieze și leul. Pentru că acum el e ținut acolo, da, foarte bine, dar la un moment dat, când probabil inflația va scădea sub double digit, să fie și acolo o depreciere până la urmă. Da, am văzut și declarații din partea Băncii Naționale, cred, domnul Eugen Rădulescu afirma recent că e o copilărie, parcă așa s-a exprimat, că ar fi o copilărie ca cineva să aștepte la o depreciere a leului în perioada următoare. Și chiar dacă ar exista, să zicem, interese, dacă ar dori cineva să atace moneda națională, nu există suficienți lei pentru a fi vânduți, astfel încât să contracareze cumva efectul pe care l-ar avea descărcarea din partea Băncii Naționale, care am văzut și a crescut foarte mult rezervele valutare în ultimii ani, de la 25 de miliarde la 40 miliarde. Eu n-am înțeles totuși un singur lucru, de ce stă leul la 4,95 și nu stă la 5,02 sau la 5,03 și era toată lumea liniștită, pentru că apare chestia asta psihologică, da, cu pragul de 5 lei, e o nebunie de 3 ani și când se va ajunge la 5 lei, toate televiziunile care habar n-au de asta o să titreze, domne, 5 lei dezastru, dar leul săracul se va deprecia 0,0 1, adică absolut nimic. El se depreciază 1-2% pe an, nu e. Dar faptul că nu s-a atins 5 lei, să vezi ce o să se întâmple la 5 lei. Deși putea să fie de mult 5 lei lăsat la 5,02, 5,1 și gata. Se termina. Bine punctat aici. Haideți să discutăm un pic și despre situația gazelor în Europa. Avem cel puțin în România jumătate din depozitele de gaze ale României sunt goale. Avem al doilea cel mai scump gaz din Uniune, în condițiile în care România este al doilea cel mai mare producător din UE. Prețurile energiei, iată, obligă ALRO să închidă temporar producția de alumină din Tulcea. Prețurile gazelor naturale de piață din România au crescut de 10 ori, de la 18 euro pe megawatt-oră în trimestrul 1-2021. La sfârșitul anului 2022, mă rog, cred că vorbim despre cotația futures, peste 180 de euro, iar la prețul energiei electrice pe piață locală avem o creștere de la 60 de euro pe megawatt-oră în trimestrul 1-2021 la o cotație
pentru trimestrul 4-2022, ce a atins și a depășit nivelul de 500 de euro pe megavatoră. E o temă complexă, cu multe variabile, clar, însă aș dori să te întreb cum vezi evoluția acestui context incert și dificil în care ne aflăm în ceea ce privește prețurile energiei electrice și a gazelor. Spuneai că suntem al doilea producător, nu, din Uniunea Europeană. Noi stăm cu rezerve de gaz, da, certificate în Marea Neagră, iată, pe care ani de zile n-am făcut nimic să le scoatem și să le folosim. Pe de altă parte, nu s-a prevăzut că se va ajunge aici tot din lipsă de competențe. Sau alte interese, dacă pot să mă gândesc că Rusia are interese să facă lobby aici, să se ajungă în situația. E posibil, deocamdată cifrele astea spun. Pe de altă parte, s-a făcut și o liberalizare, poate mai târziu, poate greșit, poate nu s-a făcut corect și toate s-au repercutat acum în contextul ăsta dificil și incert. Adică dacă se făcea totul din timp, dacă erau niște oameni care se pricep, dar nu trebuie ei să se priceapă de... Trebuie să asculți analiștii, trebuie să asculți specialiștii, trebuie să asculți cei care spun, care mi-au spus că au făcut studii și se spune România poate să devină independentă energetic. Trebuie făcute niște lucruri foarte simplu, trebuie făcut, dar nu s-au făcut. Nu mă întreba de ce, că discutăm până mâine, dar pot să observ că nu s-a făcut cum trebuie totul și s-a ajuns în situația asta. S-a vorbit ani de zile de băieții deștepți din energie și asta cu siguranță are că unii trag profituri imense, da? Deci, asta e un context în care noi ne trezim totdeauna în mijlocul iernii, că n-avem sanie, că n-avem când puteam foarte bine, în restul timpului ne-am ocupat cu totul alte lucruri. S-a ajuns aici și e foarte, foarte dificil. O să trecem. Noi avem noroc că producem încă gaze și avem. Acum și rezervă și depozitele nu sunt umplute la capacitate maximă. Am înțeles, am vorbit cu cineva, spunea că nici nu poți să extragi din depozit, trebuie să importi, să bagi acolo, să iasă, pentru că nu s-a restructurat acolo și instalațiile nu mai sunt la... Trebuie și ele modernizate. Și aici trebuie investiții, da? La noi știi cum e. Statul a avut nevoie de bani și a luat din banii de investiții de la companiile din domeniu ca să plătească salarii și pensii, nu? Până la urmă. Și uite unde s-a ajuns. Deci toate astea ușor, ușor duc la situații de-astea din care fără o investiții masive și o politică pe următorii ani, nu o politică de azi pe mâine. Trebuie făcut un pact și trebuia făcut, dar uite că nu s-a făcut. Ce să spun mai mult? Haideți să ne uităm și la niște grafice. Am pregătit pentru început, îți propun să ne uităm la cupru. Acesta este graficul următor. Iată că de la maximele lunii martie, cuprul a înregistrat o scădere de 35%. De ce e interesantă evoluția metalelor industriale? Am văzut, iată, și aluminiul care a scăzut tot de la nivelurile din martie 40%, zincul tot în jur de 40%, iar nichelul 76%. Această scădere a prețurilor metalelor industriale este asociată cu o reducere a creșterii economice și auzim mai des vorbindu-se de dezinflație și dorem să te invit să comentezi acest grafic și, mă rog, poate că e vorba și de o legătură cu aprecierea dolarului, însă... Cu siguranță mărfurile și la ele ne referim când vorbim și de metale, da, prețioase sau industriale, au legătură, clar, cu aprecierea dolarului. E unul din motive. Un alt motiv e, mai ales cupru, se spune și doctor cupru, adică el cam anticipează ce se întâmplă, da, deci... prevede această încetinire economică, ca să nu spunem scădere sau recesiune. Evident că n-ai ce analiza și din punct de vedere tehnic trebuie să ne uităm la un time frame mai mare ca să vedem ce e în spate, unde e un suport. Eu din ce știu, cupul e la un nivel acum, putea să se oprească scăderea, dar e clar că astea anticipează, iată ce va urma și
ce a fost, nu că a fost și o apreciere foarte mare, pentru că știm foarte bine ce s-a întâmplat. Din păcate, iată, războiul și nebuniile astea vin după pandemie, nu? Când știm foarte bine că s-a intervenit în piață și să nu uităm că poate multe din dezechilibre, să spunem așa, își au originea în criza din 2007-2009, nu? Că și acolo, practic, acolo s-a început, practic, să se schimbe puțin, să facă niște, să producă aceste dezechilibre, nu? Că atunci au început cu quantitative easing, cu salvarea sistemului, cu, și știm foarte bine ce, unde s-a ajuns și poate din gunoiul ăla băgat sub preș de atunci a mai rămas ceva și mai iese acum, nu? Și, e dificil, dar asta e, asta ne spun prețurile. Foarte interesant că aurul scade, iată, că mulți spuneau că e o protecție contra inflației, să spunem bine, și de Bitcoin, au spus. Aurul poate va crește. Clar are legătură și el cu prețul dolarului, evident. Toate se leagă de dolar, că până la urmă toate și-au referința în dolar, fie că vorbim de valute, fie că vorbim de mărfuri, fie că vorbim de bon, de acțiuni. Acțiunile au prețul în dolar, nu până la urmă. Și aici e interesant. Asta e tendința pe metalele astea și deocamdată cred că vom vedea totuși niște, să spunem, se va liniști puțin și toate graficele astea se vor rearanja puțin, pentru că au fost prăbușiri în gol, da, prăbușiri în gol, și aici tu știi foarte bine că dincolo de producători și de spot și de piața reală și de comercianți, există speculatori mulți pe aceste mărfuri care folosesc derivate, produse derivate, nu? Și atunci amplifică anumite mișcări și sau sunt producători comercianți care fac hedging, se protejează contra cursului valutar, contra prețului efectiv creșterii sau scăderii prețului, și atunci evident că se amplifică aceste mișcări și cu petrolul a fost la fel și am asistat la situații extreme. Pentru că mai avem 5 minute și ne apropiem de final, o să-ți propun să discutăm și despre acțiunile Tesla puțin. Iată un subiect discutat zilele acestea. Acțiunile Tesla au crescut cu 1,7% în pre-market astăzi, însă au scăzut cu aproximativ 40% față de vârful atins în noiembrie. Au raportat ieri, miercuri, o scădere mai mică decât se aștepta profitului trimestrial, ajutat de o serie de creșteri ale prețurilor pentru mașinile sale, despre care Elon Musk a spus ulterior că sunt îngrozitor de ridicate și că ar putea dăuna cererii. Deci, câștiguri peste așteptări, au reușit să mențină un flux de numerar pozitiv, vânzând și 75% din Bitcoin deținut în pierdere. Cum comentezi evoluțiile acestea ale Tesla? Să încep cu finalul, nu știm cât e pierderea aia, pentru că până la urmă media la care s-a cumpărat, nu știu, sunt păreri, n-avem de unde să știm. Sunt raportări, trebuie calcule făcute, vreo 30 ceva de mii, am înțeles, deci sunt și acolo niște pierderi. Pe de altă parte, surprinzător la cât a pompat Elon Musk la Bitcoin și la alea și la cât a manipulat între ghilimele așa pe Twitter, că și cu Twitter e o poveste interesantă, ar fi trebuit să obțină profit zdravă. Rezultate bune, sau chiar gândește-te că Giga, fabrica din Shanghai, a fost oprită. Și totuși, iată, ei obțin și în sfârșit Tesla dă trimestru de trimestru profit și profit pe acțiune vreo 2,72 dolari mai mare decât așteptările. Știi foarte bine, ani de zile n-a dat profit și deja era o acțiune mult shortată și oricum e volatilitate mare, Elon Musk se plânge mereu că e acțiune shortată, dar asta e. M-am uitat doar că veniturile de anul, din trimestrul ăsta, 16,9 miliarde de dolari, da? Sunt comparativ cu veniturile din trimestrul 2 anul trecut, 11,9 miliarde de dolari, mult mai mari. Deci e exponențial cum au crescut veniturile companiei în ultimii 10 ani. Acum 10 ani veniturile în trimestrul 2 erau 27 de milioane de dolari și acum sunt 16,6 sau 9, nu mai știu, miliarde. Deci aici se vede ce înseamnă Tesla. Ai
menționat și Twitter și o să rog pe colegi să ne afișeze și graficul următor. Iată că raportul cu privire la câștigurile din trimestrul al doilea al Twitter de vinerea aceasta vine într-un moment cu mize mari pentru compania de social media. E o perioadă dificilă pentru Twitter dintr-o serie de motive. În primul rând, compania nu mai comunică recent din cauza achiziției în așteptare de către o entitate afiliată cu Elon Musk. Twitter nu va organiza o conferință pentru comunicarea câștigurilor cu analiștii, cu media. Cu toate acestea, compania are sarcina de a comunica două mesaje oarecum contradictorii. În același timp, Twitter trebuie să semnaleze încrederea că lupta sa în instanță cu Musk se va desfășura în mod favorabil, arătând în același timp că afacerea sa este una solidă și construită pentru a reuși indiferent de situație. Cum vezi evoluțiile acestea ale Twitter? Păi văd că dacă a scăzut cotația la Tesla mult față de maxime, apropo, m-am uitat pe niște prognoze ale unor analiști care spun că va mai scădea în următoarele luni, mă rog, nu mult, dar nu o văd decât 650-700 de dolari și acum e 700 și ceva. Elon Musk a vândut și pune gajă acțiuni, opțiuni, are opțiuni pentru a plăti cei 44 de miliarde pe Twitter, care s-a dovedit, iată, și pentru cel mai bogat om din lume, o sumă foarte mare. Eu nu știu cum s-a băgat acolo, mai ales că prețul ăsta e mai mare decât cotația era și în momentul respectiv. Acum că e acest război între el și Consiliul de Administrație, nu îi dădeau loc, i-au dat loc, nu vroiau, după aia au semnat, e un foileton. Elon Musk ne-a obișnuit cu aparițiile astea, dar acum să vedem. Cred că orică autoieșire mizează pe chestia asta. E proces, da? Vom vedea ce va fi aia cu conturi false și cu, mă rog, poate să fie un pretext. Prețul e mare și banii acum nu mai sunt, banii sunt mai scumpi, vorba aia, dar el nu mai are, acțiunea Tesla a scăzut mult. E complicat. Pentru că mai avem un minut, o să rog pe colegi să ne afișeze și ultimul grafic cu Google, tocmai pentru că Google a avut o splitare zilele acestea, crește, iată, în urma splitării. Microsoft și Google anunță săptămâna aceasta că au sistat angajările, poate fi un semnal important aici pentru Silicon Valley în general. Oricum, Alphabet se apreciază ușor în urma splitării, o splitare de 20-1, respectiv la 2200 de dolari pe acțiune. Acțiunile Alphabet au costat 110 dolari în urma splitării, iar în prezent au crescut la aproximativ 113 dolari. Această splitare nu a afectat în niciun fel capitalizarea bursieră a companiei, aceasta valorând în continuare 1,5 trilioane de dolari și făcând-o una dintre cele mai valoroase companii de pe planetă, deci o companie profitabilă care arată bine. Doamnelor și domnilor, cam atât pentru seara aceasta. Încă o dată îți mulțumesc mult, Cătălin, pentru intervențiile foarte, foarte bune și sper să reușim să ne întâlnim și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, bună seara, pe curând!